Deci intrați fără mască, domnul procuror. Noi trebuie să intrăm cu mască, dar dumneavoastră mă lați fără, da? Tățeți fără mască aici. Deci ignorați legile elementare de igienă sanitară. Și să mai zici de celelalte legi, dar ne-am lămurit. Moșnea, că tăți sunt fără mască. Bună ziua, doamnă. Bună ziua, doamnă. Noi cu mască și afară, dar ei cu mască nici în interior nu umblă. Chiar dacă pe ușă scrie, mască obligatorie. Nu prea le pasă lor de legi. Dacă procurorul își apere drepturile pristupnicului, pe cum poate și să poartă și masca? Înseamnă el apără drepturile la toți care nu este ilegal. Probabil. Unde a ajuns dosarul fiului nostru? Ai fost la a ajuns la curtea de apel. Bălți. Dar de acum e un an și 8 luni, numai eu de când am fost în Moldova și toate judecățile se amână. O trebuie să fie. Dar se amână din cauza dumneavoastră? Că nu sunteți în Moldova? Nu. Din cauza sau avocatului Balanici sau Gagiu sau procuror avocatului Gagiu. Dar și trag de timp. Dar când expiră termenul prescripției sau nu expiră în caz de omor? Expiră, îmi pare că în 10 ani, nu știu cât, cât o trecut de la faptă. Nu știu absolut nimic. Dar nu aveți apărător, aveți apărător și vă sfătuiesc. Pare că e fără termen. Deci dacă a început procesul, nu se oprește. Da, domnul Oleg, dar de atâția ani eu bat în uș și de atâția ani stric că eu vin de la Italia pentru judecăți și eu când vin aici, cum? Acum un an și 8 luni n-am avut posibilitate cu COVID-ul să vin. Dar acum, fiindcă am venit, eu vreau să vorbesc cu domnul procuror. Mm-hmm. Am scris, am primit răspuns de la domnul procuror, am scris că eu vreau răspuns la chiar întrebări. De la ăsta general, de la Stoianoglu, da, și ce zice? Da. Că nu a văzut nicio încălcare și nu vede că procuratura trebuie să implice. Nu vede acolo nicio încălcare de lege. Unii eu am arătat că vreau răspuns la acele întrebări care cum am strigat și am spus și spun și acum. Fiul meu a fost scos din apă, cu sânge închegat pe față și fără apă în plămâni. Asta dă dovadă că el nu a fost înnecat, el a fost omorât și aruncat în râu. Câte expertize s-au făcut și la România și la totdeauna Balanici plătește bani? Probabil că nu știți. Nu-i probabil, domnul. Inculpatul. Nu-i probabil, domnul. Da, da. Și cu 6 ani în urmă am scris scrisoare de numele meu la Procuratura Anticorupție, unde am scris că Viera Balanici ia mită câte de 300 de euro și dă pensie de maliditate. Dar ei ce lucrează? La cadastru, parcă, nu știu. Nu, care cadastru, primării, e medic. Și era chiar medic șef la unde se dădeau pensiile de maliditate. Am înțeles. 6 ani în urmă am scris aia asta, am strigat în toate judecățele. Răspuns în scris eu nu am avut, dar ni s-a răspuns așa, prindeți-o cu mâna în buzunar și dacă îți prinde-o cu mâna în buzunar, da, acum, cu mâna pe bani, ca să fie flagrant. Acum, anul trecut, la Rezina, au prins-o în flagrant, sunt filmatele, unii sunt mai mulți acolo, cum iau bani, cum împart, cum spune cifra, cum spune... Viera Balanici a fost arestat acolo 3 zile și pe urmă dat-o la domiciliu și acum continuă să lucreze medic de familie. Spuneți-mi ei. Nu spuneți-mi ei. Și medic de familie puteți să ucidă copilul? Nu, dar zice că are pile și că cei care au făcut expertiză medico-legală au mințit. Și eu acum că am trimis e-mail-ul, am trimis și picheieță video, Univiera, toată istoria. Și îmi spun că ei nu văd nicio încălcare și ei nu văd nicio... că procuratura n-are și să implica. Spuneți-mi ce trebuie să... eu fur ca mână. Dar câți ani ne îndură tragerea voastră cu procedura asta? Iată acum, în august o să fie 8 ani. 8 ani? 8 ani. Dar există oarecare lege în Moldova că procedura... Termen rezonabil, da, dar termenul rezonabil e o chestiune relativă. Dar ilegalitate, dar a fost procedura și narodna, o primă judecată, măcar instanță, a fost? A fost. Și ce le-a dat termen? E condamnat în prima instanță? L-a condamnat pe Gagiu la 10 ani. La și? Pe unul, da? Pe unul din doi, dar celălalt a achitat. Domnul Oleg, dar Ais Balanici, când a omorât fiul meu, el era arestat la domiciliu pe 3 ani.
El a, avea, de antecedente. El, da, păi cum? Și-o tărăgănat, o tărăgănat, o tărăgănat, până i-o expirat termenul la aceea și pe urmă l-o scos, l-o scos basma curată. Dar spuneți în ei, dacă legea spune că e pentru toți egală, el era la arest domiciliar, el trebuie arestat îndată, sau nu? Adică... Dacă a devenit suspect în crimă asemănătoare, da. Și el acum e liber, da? Dar și... cum? Dar păi cum? El e liber, periculos liber. Pentru alții. Dar lui i-a dat oarecare sroc? Nu i-a dat nimic. Nimic, l-a achitat, da? L-a achitat și gata. L-a hotărât că el nu-i și Gagiu e închis? Și sau încă nu? Nu, nu, e închis, e închis din aprilie... Un an și ceva. Da, un an și ceva de acum. Dar dumneavoastră vreau să-l trageți și pe stăpânii ăsta, și pe Bălăniciu ăsta, dar procurorul ce spune că... Nu, se bagă că dosarul e în instanță și... Apeleță sau Verhovna? La apel la Bălț. La apel încă, nu-i la Verhovna. Dar vezi că se amână, auzi, spune femeia că se amână, da, de câteva... Vă spun, iată răspunsul de la... Procuratura Generală, pe scurt, în două rânduri. Cererea dumneavoastră, văzând dezacordul cu calificarea acțiunilor inculpaților Bălănici, Octavian și Gagiu Ghenadi pe cauza penală de omor a fiului dumneavoastră, căci hotărârea adoptată pe caz a fost examinată. S-a stabilit că anterior Procuratura Generală a examinat o cerere cu un conținut semănător asupra rezultatelor examinării, care a fost... Da, ei nu răspund la petiții repetate. Temeiuri procesuale de intervenire a Procurorii Generale nu sunt. Îi da, spun că da, și-au răspuns ca la o petiție, nu ca o plângere penală. Dar există audiență în, la procurori, de pildă, dacă omul vrea să ajungă, el poate scrie cerere? Este un birou de audiență, te programează peste o lună, nu știu dacă o să fie. Dar eu în 8 ani oare... Oamenii au scris cereri de audiență și peste o lună au venit și nu aveau nici răspuns, nici programare la audiență. Și au protestat și eu scos cu forță, nu ți-ai minte data trecută când am pichetat aici? Asta pentru asta e... Da, 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 eu scos cu forță și pe minim eu scos cu forță. Dar eu nu înțelegem și cauți tu la procurator. Am înțeles că a fost ceva cu filmare de, și de atâta. Dar abia am intrat să întreb de ce a dat femeia afară. Dar haideam mă să o întrebăm, nu? De ce nu? Unde e răspunsul ăsta la audiență? Că ea are drept la audiență și nu i-a s-o dat. Ei, dar doamna nu vrea, chiar că e vine pe câteva zile din Italia și n-are când. Eu n-am când și de să vorbesc, în 8 ani am nedestul, am vorbit cu toți care am putut și care n-am putut. Am deschis toate ușile. Bine, dar acum ce, nu poate să iasă în bine să răspund la o întrebare? La Haruja. Ați vorbit cu Haruja, da? Dar de câte ori am vorbit cu Haruja? Și Haruja către mine... Suna și el că urgentați cazul, urgentați, controlați, vedeți, dar deși așa Haruja, că tot spune că a pus pește 100.000 de euro în buzunar pentru a-i scaz. Și ce vrei? Oho, dar păi 100.000 e o grămadă bani. Dar și Vera Bălănici, văzând atâția ani, că atunci când pe dânsa o filmat-o, pe urmă au găsit careva scheme, că făceau câte 10.000 de euro pe zi la vizitele astea de pe. Milionier, parcă. Ușas. Dar Șoldăneștiu, știți, acum ia Șoldăneștiu cum lumea și râde, dar totodată și se teme să vorbească. Se teme că acolo e clanul Bălănici. Când vede așa injustiție, nedreptate. Dar păi cum? Și spune, cum așa eu a fost arestată și acum continuu să fie medic de familie? Unii s-au mai văzut? În ce țară trăim? În țara idioților. Eu vă răspund. Idioți îmi pare că e puțin în țara criminalelor.